Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată știrile zilei. Elevii au scris și despre basme la evaluare. O femeie de 71 de ani a fost înșelată pe stradă. Giurgiuvenii vor mai multe locuri de parcare. Polițiștii locali au aplicat 27 de amenzi pentru coși de semințe. A pus în vânzare abonamentele. Emoții mari pentru absolvenții claselor a 8-a. A început evaluarea națională, primul examen fiind cel la limba și literatura română. La centrul de examen de la școala 8, majoritatea elevilor s-au declarat mulțumiți de subiecte, chiar dacă nu se așteptau să le cadă basmul. De dimineață la 8:30, absolvenții claselor a 8 au pătruns în sălile de examen pentru a susține proba din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română. La ora 9 s-au deschis subiectele, fiind extrasă varianta cu numărul 9. Astfel, la subiectul numărul 1, elevii au avut de redactat o compunere în care să motiveze apartenența la specia bazmului popular lupul cel năzdrăvan și făt frumos, în timp ce la subiectul 2 au avut de redactat o narațiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare. La acestea s-au adăugat firește noțiunile de gramatică. Absolvenții care au susținut evaluarea la școala numărul 8 din Giurgiu s-au declarat mulțumiți de subiecte, chiar dacă nu se așteptau să le cadă bazmul. Cum a fost evaluarea? A fost ușoară. Nu știu. Ce subiect ați avut? Păi am avut de comentat bazmul, făcut o compunere, o narațiune. Și, nu știu, a fost ușor oricum. A fost simplu. M-am descurcat bine. Ce ați avut? Am avut de argumentat bazmul și un text să facem noi din minte. Foarte ușoare, mai ales la apartenența la specia baladă. A fost ceva în plus față de ce ați învățat până acum? Da. Adică n-a fost. Subiectele au fost cât de cât grele, puțin. Ce s-a părut? Ne-a picat bazmul, dar noi nu ne prea ne așteptam la asta. Dar restul, toate au fost ușoare. Dar la ce vă așteptați? Ne așteptam la ceea ce am făcut anul ăsta, nu din anii trecuți. Am scris-o? A fost ușor? A fost. Ce ți-a căzut? De toate! Chiar mai frumos! Și ce notă ați făcut? Iau 6 sau 7. În 2015, spre deosebire de anii trecuți, absolvenții de clasa a 8-a au avut mai mult de învățat pentru evaluarea națională. Asta după ce Ministerul Educației a modificat programa pentru examen în toamna anului trecut. Astfel, la limba română, elevii trebuie să cunoască obligatoriu mai multe specii literare, între care romanul și balada. Totodată a fost inclus genul dramatic, dar și toate propozițiile subordonate, circumstanțiale, condiționale, concesive și consecutive. Miercuri, absolvenții claselor a 8-a vor susține evaluarea la matematică, cea care va conține noțiuni suplimentare față de examenele de anul trecut, cum ar fi ecuația de gradul al doilea la algebră sau corpurile rotunde și triunghiul de piramidă la geometrie. O femeie de 71 de ani din municipiu a fost înșelată în plină stradă de 4 indivizi. Sub pretextul că nu sunt din localitate și că doresc să-i facă un cadou, cele 4 persoane s-au făcut nevăzute cu cerceii femeii. Incidentul a avut loc duminică în jurul prânzului pe bulevardul 1907 din municipiu. Duminică, în jurul prânzului, pe bulevardul 1907 din municipiu, o giurgiuveancă în vârstă de 71 de ani a rămas fără cerceii pe care îi purta după ce s-a întâlnit cu 4 persoane. Sub pretextul că nu sunt din localitate, cei 4 i-au solicitat bătrânei unele informații rutiere. Fără ca femeia să bănuiască faptul că acesta era doar un pretext, persoanele s-au oferit să-i facă un cadou, respectiv un inel, un lănțișor și o pereche de cercei de culoare galbenă, cerându-i cerceii pe care giurgiuveanca i-avea la ureche pentru a-i băga într-un șervețel.
profitând de neatenția femeii, una dintre persoane a substituit bijuteriile în valoare de aproximativ 550 de lei și a mânat un alt șervețel ce conținea câțiva bănuți, după care cele patru persoane au dispărut. Realizând că a fost înșelată, femeia a apelat la o patrulă formată din polițiștii de la Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, care se afla în zonă. Polițiștii au reușit să depisteze, să intercepteze autoturismul în care aceștia se deplasau, găsind asupra acestora, respectiv în mijlocul de transport, bijuteriile sustrase, precum și mai multe gablonțuri din metal galben. Cele patru persoane sunt cercetate de poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cele patru persoane cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani circulau cu un autoturism înmatriculat în Anglia și au domiciliile în județul Vâlcea și în localitatea 1 decembrie din Ilfov. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune. Cei patru suspecți sunt cercetați în stare de libertate. Ședința de astăzi a Consiliului Județean Giurgiu a fost una relativ liniștită și chiar dacă nu s-au certat, unii dintre consilieri nu au pierdut prilejul să se tachineze. Acest episod s-a consumat în cursul discuțiilor pe marginea unui proiect de hotărâre privind lucrări de amenajare a unei intersecții în comuna Bolintin-Deal. Discuțiile din cadrul ședinței Consiliului Județean au avut ca punct de plecare intervenția consilierului Constantin Ciobanu, care s-a declarat nelămurit cu privire la contribuția primăriei Bolintin-Deal la lucrările de amenajare. El a declarat că nu va vota proiectul de hotărâre și a primit explicații de la consilierul Mihnea Boierescu, acesta preluând o expresie mai plastică folosită de colegul său. Trec în fiecare zi până această intersecție și vă spun sincer că nu am văzut niciun fel de lucrare, nici măcar cu creta să creioneze unde va fi acela. Am lansat acest sens giratoriu. De aceea eu solicit, cel puțin din punctul meu de vedere, așa este, să solicit să ni se documenteze exact ce s-a făcut, acest 80% ce reprezintă, pentru că eu nu voi vota niciodată atribuirea unei șei de aur către un cap mort. Dar eu nu prea înțeleg bine aluzia cu șaua de aur, cu caii vii sau morți. Eu am adus aici planul care urmează să se facă, l-am arătat înainte de ședință aproape fiecărui consilier în parte, de asemenea pot să vă garantez, dar poate nu sunt 80% din lucrări, sunt 79% sau 78% 75% din lucrări finalizate. Noi astăzi aprobăm numai contractul. Mihnea Boierescu a anunțat că va prezenta cât de curând o situație a lucrărilor, astfel încât consilierii să fie informați. El l-a provocat involuntar din nou pe Constantin Ciobanu atunci când a venit vorba de domiciliul acestuia. Dânsul locuiește în Ciorogârla, e adevărat, lucrările au demarat acum 5 ani de zile și ne-a blocat NL-ul din valoarea lucrărilor, majoritatea banilor ne ia NL-ul. În momentul în care vezi o lucrare înșirată pe 5 ani de zile, deja anul ăsta vezi un șanț, în partea elaltă vezi o trecere pluvială, în partea elaltă s-au tăiat copaci, în partea elaltă s-a expropiat un teren, în partea elaltă se mută monumentul. Domnul Mihai, mie nu știe că stau în Bolintin-Vale. Păi asta am spus și eu, că dumneavoastră locuiți în Bolintin-Vale. Până la urmă, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 3 împotrivă. S-a dovedit de altfel că nu era vorba despre investiția în sine, aceasta fiind cuprinsă deja în buget, ci de aprobarea contractului care trebuie semnat cu primăria Bolintin-Deal. Meteorologii au vești bune pentru zilele următoare. Vremea se încălzește, chiar dacă nu scăpăm de instabilitatea atmosferică. Ploile scurte de vară ne vor mai răcori însă doar la sfârșitul săptămânii, iar în ceea ce privește regimul termic, temperaturile vor depăși 29 de grade Celsius. Vara aceasta nu a mai adus temperaturi caniculare așa cum ne obișnuise în anii anteriori. Încă de la începutul anotimpului, vremea a fost schimbătoare cu numeroase episoade de ploi și vânt puternic, iar termometrele au indicat în medie valori de 30 de grade. Pentru această săptămână, meteorologii anunță o încălzire a vremii, dar județul nostru nu scapă de instabilitatea atmosferică. În următoarele zile, vremea va fi din ce în ce mai frumoasă. Se va încălzi. Astăzi vom avea parte de ceva înnorări. Aspectul vremii este puțin înnorat, dar mâine, poimâine, vremea va deveni din ce în ce mai frumoasă, senină pe timpul zilei, cu valori termice de până la 30 de grade. Vom avea miercuri. Astăzi nu vor urca valorile decât până la 24 de grade.
Mâine 26-28, iar miercuri vom avea deja 30 de grade. Zilele de weekend vor aduce temperaturi de 30, chiar 32 de grade Celsius și norări trecătoare. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. În aceste zile, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Cantitățile de apă vor fi reduse, iar valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Lipsa locurilor de parcare din piața centrală le dă mare bătaie de cap șoferilor. O spun giurgiuvenii intervievați în cadrul rubricii Zic și eu, cărora găsirea unui loc de parcare, fie și pentru câteva minute, le ocupă prea mult timp. Șoferii spun că soluția ar fi amenajarea mai multor spații sau reintroducerea taxei de parcare. În Giurgiu sunt prea multe mașini și prea puține locuri de parcare. Zilnic, șoferii care vin în piața centrală pentru a-și face cumpărăturile caută minute bune un loc unde să își lase autoturismele. Și așa puține, unele locuri de parcare sunt ocupate cu zilele de unii comercianți sau producători care își desfășoară activitatea în piață. Chiar dacă mulți dintre ei au fost amendați de poliția locală, tot mai sunt câțiva care își lasă mașinile acolo. Giurgiuvenii propun ca soluții la acest capitol amenajarea mai multor spații sau reintroducerea taxei de parcare. Aveți probleme să găsiți loc? Cam da. Bănuiesc că unde nu se mai plătește, de-aia e aglomerat așa. Ați văzut și mașini care au stat peste noapte în parcare? Sau? Nu, dacă nu circul noaptea, n-am văzut, nu știu. Care credeți că ar fi soluția? Să se găsească? Să pui o taxă iar și atunci automat s-ar găsi locuri. Fără bani toată lumea parchează, așa. Nu găsim, pentru că înainte să găseau că să plătea. Acum nu se mai găsesc, vin și parchează mașină și câte 3 zile, 4 zile. Așa că dacă ar fi o plată, că omul vine în piață, stă o oră și plătește. Asta să fie soluția, să fie din nou cu plată? Eu știu, cred că da. Și atunci să găsesc sigur. E foarte aglomerat. Aveți probleme să găsiți loc? Sunt probleme, sunt. Nu se vede. Cam aglomerat, ce să vă spun, altceva e greu de găsit. Când e și mai încărcată, nu găsim locul. Dar asta este. Se întâmplă des? Nu, 100% în situații când vine așa. Altceva. Care credeți că să fie soluția? Eu să fac o altă parcare, dar cred că nu are loc. Nu are spațiu unde să fac. Cam puțin după el. Aveți probleme în fiecare zi? E, nu chiar în fiecare zi, că nu vin în fiecare zi, dar oricum, de câte ori vin, cam am. Cam mă închin când găsesc câte unul. Mai ales aici, în piață, nu știu, în oraș. Care ar fi soluția? Nu știu, dar unde să mai fac? Că nici nu prea mai e loc. Nu prea e în regulă, că vii, nu găsești loc. Ar fi trebuit să fie mai multe locuri de parcare. Asta e soluția? Păi, alta care să fie. Dacă omul are unde să parcheze, parchează, vedeți. Acum am avut noroc că am găsit loc, dar de obicei se aglomerează. Parchează în spate și trebuie să stai, nu găsești, se ajunge la discuții. Ați văzut mașini și de pe zi pe alta lăsate aici pe frate? Seara mai târziu am venit și erau mașini. Deci se închisese prin hală pe aici, dar mai erau mașini parcate aici. Deci așa, probabil peste noapte, cu nu știu, locatarii sau mai vin prin piață producători care stau după o zi pe alta și lasă mașinile. Aglomerație mare. Nu prea e locuri, claxoane peste tot. Ați avut probleme? Deocamdată nu. Când vor face mai mult, atunci vor fi mai multe. Până atunci... Nu avea nimic de comentat, că e mai bine să ne abținem de la comentarii. Aveți probleme des să găsiți un locuitor? Frecvent. Dar ce putem să facem? Asta este. Când vor fi mai multe, nu vor mai fi probleme. Până atunci... Soluția este să se amenajeze mai multe locuri de parcare? Da. Una dintre ele. Și cealaltă... Mai trebuie să o mai gândim puțin, pentru că spațiu ar fi, dar... Nu-l folosim unde a ajuns. Umbli mult până găsești un loc de parcare, dar și așa vin ca în rar, că sunt de la țară și asta e situația. Dacă... Care să fie soluția? Nu știu. Conducerea,
orașului trebuie să găsească soluția. Noi, ce să spunem mai mult? Atât. Mărirea alocației de stat pentru copii nu este motiv de bucurie pentru toate familiile cu copii. Unele și așa sărace își vor pierde ajutorul social sau alocațiile de solidaritate pentru că alocația de stat pentru copii s-a dublat. Și în Giurgiu, după reevaluarea dosarelor, sunt familii care nu au niciun motiv să se bucure de dublarea alocației. Dublarea alocației de stat pentru copii, care se va produce de la 1 iulie, i-a determinat pe reprezentanții Direcției de Asistență Socială să verifice dosarele familiilor care primesc ajutor social, ale celor care primesc alocație de susținere sau care au copii încadrați într-un grad de handicap. Astfel, în urma acestor evaluări, câteva familii din Giurgiu și așa sărace vor pierde ajutorul social doar pentru că alocația copiilor s-a dublat și depășește plafonul pentru venitul minim garantat. Sunt situații în care, dar nu numărul foarte mic de familii care pierd ajutorul social, este vorba despre familiile ale căror copii sunt încadrate într-un grad de handicap și beneficiază de o alocație de stat specială, aș zice, de 200 de lei, pentru că și această alocație pentru cadarea în grad de handicap s-a mărit de la 100 la 200 de lei odată cu dublarea cuantumului alocației de stat normale și nu mai depășesc veniturile. În acest sens sunt eliminați de la plata venitului minim garantat, ajutorului social. Dar sunt cazuri puține. Avem 3 cazuri și încă 3 cazuri unde numărul de copii depășesc într-o familie 4 și iar se mărește cuantumul de venituri și nu mai face obiectul acordării venitului minim garantat. Afectate sunt și familiile care beneficiază de alocație de susținere. În urma recalculării a reieșit că mai multor familii li se diminuează cuantumul ajutorului cu 10-20 de lei pentru că veniturile pe membru de familie depășesc suma de 530 de lei. În cele din urmă, nu familiile cu venituri mici se vor bucura de banii în plus la alocație, pentru că aceștia ce câștigă pe o parte, pierd pe alta, la finalul lunii, având aceiași bani sau poate chiar mai puțin, dacă ne gândim că sunt familii care vor depăși plafonul stabilit de lege cu sume cuprinse între 10 și 20 de lei. Giurgiuvenii nu se sperie de amenziile pe care le riscă pentru covoarele de coș de semințe pe care le lasă în parcuri sau pe trotuare. De la începutul anului, 27 de giurgiuveni au fost amendați pentru că au mâncat semințe și au aruncat cojile pe jos. Sunt însă și mulți care au scăpat neamendați de polițiștii locali. Au trecut mai bine de 2 ani de când administrația locală a decis să-i amendeze pe cetățenii care mănâncă semințe și aruncă resturile în locurile publice. Sancțiunile sunt aplicate de către polițiștii locali în baza unei hotărâri a Consiliului Local, vizați fiind încă de la început mâncătorii de semințe care lasă în urma lor covoare de coji. Ne aflăm în plină vară, iar activitatea preferată a multor giurgiuveni este să stea pe bancă, în parc, în fața blocului sau în port și să spargă nestingheriți semințe. Cei care nu au scăpat de acest obicei au fost sancționați de polițiștii locali. În conformitate cu prevederile hotărârii de Consiliul Local numărul 6/2013, articolul 9 aliniatul 9 litera H, privind aruncarea de semințe sau coși de semințe în parcuri, zone verzi și alte locuri publice, Poliția Locală a constatat încălcări ale actului normativ în discuție, aplicând din luna ianuarie 2015 și până în prezent un număr de 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1100 lei. Poliția Locală va acționa în continuare în vederea verificării respectării prevederilor legale și va sancționa încălcarea acestora. Reprezentanții Poliției Locale spun că au o activitate intensă pe teren, dar tot sunt coși de semințe pe jos. În viziunea lor, giurgiuvenii consumă semințe după miezul nopții, pentru că altfel nu se explică de unde apar cojile dimineața pe domeniul public. Amenziile pentru cei care nu păstrează curățenia în locurile publice pornesc de la 300 de lei și pot ajunge până la 1000 de lei pentru persoanele fizice, în timp ce pentru persoanele juridice, amenda maximă este de 10.000 de lei. De câteva zile a început secerișul la orz în județul Giurgiu, iar după 7.000 de hectare recoltate s-a stabilit valoarea producției. Conducerea Direcției pentru Agricultură Giurgiu anunță o producție medie de 3.500 de kilograme la hectar. Recoltele au fost mai mici în zonele unde au existat băltiri, dar sunt agenți economici care au obținut și 5 tone de orz la hectar.
De la Direcția pentru Agricultura a județului Giurgiu am aflat că s-a declanșat deja recoltatul păioaselor, orzul fiind prima cultură care a început să se strângă de pe câmp. Directorul Direcției pentru Agricultură, Giurgiu, Petra Ochișor, susține că după recoltarea a 7.000 de hectare s-a făcut o estimare a producției medie. La această dată, pentru județul nostru, s-a demarat recoltatul culturii de orz și avem estimată și raportată o producție medie, repet, medie de 3.500 kg de orz la hectar, de pe aproximativ 7.000 de hectare treierate. Fermierii giurgiuveni au obținut de la 2.000 de kg la hectar până la 5.000 de kg de orz, stabilindu-se producția medie după recoltarea celor 7.000 de unități de suprafață. Producția mai mică s-a înregistrat acolo unde terenul a acumulat băltiri, a mai precizat șeful Direcției pentru Agricultura județului Giurgiu. Dacă am spus că este o producție medie, pot preciza că am avut și unități, agenții economici care au raportat chiar 5.000 de kg de orz la hectar, dar și alții care au raportat 2.000 de kg la hectar. În ideea că acolo unde am avut cauze pregnante de precipitații și băltiri și producția a fost diminuată. În aceste condiții, la cultura orzului în județul Giurgiu, chiar dacă nu se vor obține producții record ca în bunii ani agricoli trecuți, se estimează o producție bună care să satisfacă cerințele fermierilor din zonă și chiar mai mult decât atât. Centrul pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Giurgiu și Primăria Gostinu vor fi parteneri într-un proiect transfrontalier care urmează să fie derulat în colaborare cu Primăria localității Vetovo din Bulgaria. Finanțarea care revine părții române este de 150.000 de euro, iar instituția giurgiuveană trebuie să asigure o cofinanțare de numai 3.000 de euro. Proiectul are ca scop dezvoltarea turismului, precum și cunoașterea și promovarea tradițiilor locale specifice celor două țări. Vor fi organizate astfel ateliere de lucru în domeniul meșteșugurilor tradiționale, dar și nouă festivaluri româno-bulgare. Primăria Vetovo solicită ca Primăria Gostinu și Consiliul Local Gostinu, iar și Centrul de Conservare să fie parteneri în cadrul acestui proiect. Proiectul e vorba de dezvoltarea, după cum spune și titlul, dezvoltarea turismului, ecoturismului, în cunoașterea tradițiilor pe cele două maluri. Participarea noastră în proiect ca și partener este o sumă mică în comparație cu suma totală a proiectului. Este vorba despre un proiect soft în jur de 2 milioane de euro. De ce este urgent? Valoarea totală a proiectului soft. Până pe data de 30 iunie trebuie depus proiectul și avem nevoie de acest acord de participare la proiect. Proiectul trebuie depus până la data de 30 iunie pentru a fi respectate condițiile de obținere a finanțării europene. Prin acest proiect este urmărită și aplicarea unei strategii de dezvoltare a ecoturismului și etnoturismului. Filmează, regizează, scrie scenarii de documentare sau filme artistice și a devenit chiar producător de film. A regizat peste 10 documentare și a continuat cariera ca director de imagine pentru filme de ficțiune și a colaborat cu mari regizori. Un recent documentar căruia îi semnează regia se numește Capitalism, rețeta noastră secretă. Alexandru Solomon s-a născut în București pe 22 iunie 1966 și soarta i-a propus o carieră în domeniul cinematografiei. A absolvit Facultatea de Film din București în 1991 și a debutat ca operator la filmul Privește înainte cu mânie, în regia lui Nicolae Mărgineanu. În paralel cu activitatea de director de imagine la filme de ficțiune, Solomon scrie și regizează o serie de filme documentare. Capitalism, rețeta noastră secretă, este filmul în care Solomon, de exemplu, vorbitorul în imagini, comunică lucruri interesante despre cum s-a trecut de la capitalism la democrația noastră originală, invocând o vizită a defunctului dictator Ceaușescu în lumea românească a primului deceniu de mileniu 3 spre a-i vedea pe mai mari societății românești. Există această mitologie pe dos a succesului. Nu poți să ai succes decât dacă furi. Thank you.
Marele Jaf Comunist reprezintă filmul al cărui scenariu este scris de același Alexandru Solomon, tot el semnând și regia filmului realizat în 2004. O producție ceva mai nouă, anului 2014, Pașaport pentru Germania, face parte din rândul filmelor la care Alexandru Solomon dovedește că dispune și de posibilitățile de a fi producător de film. Doamnelor și domnilor, știrile din această seară se opresc aici, urmează informațiile din sport și meteo, iar apoi emisiunile Sport Arena și Audiența. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Arsenal Malo are șanse mici să mai câștige barajul pentru a accede în divizia C, după ce sâmbătă a fost învinsă în deplasare cu 6-1 de către FC Voluntar 2. Partida a fost tensionantă și giurgiufenii invocă un arbitraj tendențios, mai ales că centralul Adrian Chivulete a început partida suspendând gratis un jucător de la Arsenal, după care a acordat gazdelor numai puțin de 4 penaltiuri. Apoi le-a mai făcut cadou încă o suspendare din teren a unui jucător de la Malo. Nu sunt foarte multe de spus despre meciul de sâmbătă. Diferența de 5 goluri, un scurt final de 6-1, nu prea ne mai dă dreptul să spunem foarte multe. Nu vrem să dăm vina pe nimeni, dar eu cred că cei din Voluntari vor să promoveze și trebuiau să facă tot ceea ce e posibil ca să tranșeze meciul din prima manșă. Arbitrajul, din punctul meu de vedere, a fost sub orice critică. Au fost 4 lovituri de pedeapsă acuzate împotriva noastră și 2 eliminări. Mai rău este că cei doi titulari giurgiufeni eliminați nu vor putea intra în teren în partida retur de sâmbătă, în condițiile în care cei din Voluntari joacă practic cu prima echipă, cea proaspăt promovată în prima ligă. Am jucat împotriva unei echipe cu 9 jucători de prima ligă, jucători care au promovat cu echipa mare a Voluntarului în Liga 1. Nu mai sunt multe de spus, mai avem o formă de speranță pentru retur. Ne vom axa pe o victorie de palmares măcar, dacă mai mult nu se poate, și să terminăm meciul cu bine. Deși au fost furați și umiliți, cei din Malo au hotărât că nu are rost să conteste cele întâmplate pe terenul din Voluntari. Contestație nu avem pentru ce să facem, nu avem motive să o facem, rezultatul din teren nu se mai poate schimba. Regulamentar, jucătorii care au fost în teren aveau drept de joc, jucătorii care au intrat pe parcursul partidei aveau drept de joc. Nu putem face decât un memoriu la Comisia Centrală a Arbitrilor pentru prestația jalnică care a avut-o domnul Adrian Chivulete. Partida retur împotriva rivalei FC Voluntar 2 se va desfășura sâmbătă 27 iunie, de la orele 17:30 pe terenul din Malo. Și-au propus să promoveze mișcarea în Giurgiu și au reușit, după ce au strâns la sala polivalentă câteva zeci de persoane care s-au mișcat de dimineață până spre seară. Maratonul de mișcare a fost acțiunea propusă pentru sâmbătă de Cosmina Stroescu și Luiza Ionescu, inițiativa lor încercând să promoveze mișcarea și un stil de viață sănătos, în condițiile în care Giurgiu este un mediu nu tocmai receptiv la acest capitol. Ne-am propus să promovăm mișcarea în orașul Giurgiu, stilul de viață sănătos. Eu sunt de aici, am plecat, am absolvit anumite cursuri de nutriție, mișcare și am hotărât să revin în orașul natal, pentru că am observat că aici giurgiuvenilor nu le plac mișcarea și nu le place mișcarea și am venit să le arăt ce înseamnă într-adevăr aerobicul și Kangoo Jumps. Am avut aerocombat, am avut o fostă campioană națională la kickbox care ne-a predat body combat și hit. Sunt antrenamente noi, foarte puternice, tari, care lucrează toată musculatura corpului. Kangoo Jumps, care la fel multe persoane slăbesc cu ajutorul lui. Cel mai nou stil este freestylerul, care este doar în orașul Giurgiu momentan, care se realizează cu ajutorul unor plăci, se lucrează foarte mult musculatura brațelor. Mi-am propus să țin o oră de combat, care a reușit în mare parte, dacă nu mă trola stick-ul meu de muzică. Ce să zic, a fost o idee minunată, Cosmina și Luiza. E un strigăt pentru toți tinerii.
care ar trebui să apuce de sport, nu o să petreacă timpul acasă, în cluburi sau pe calculator. Participarea a fost una bună peste așteptările organizatorilor, care au pregătit totul într-un timp foarte scurt. Au participat fete multe, iar băieții au fost o adevărată raritate. Foarte puțin băieți. În București vin mai mult băieți? În București, da, este cam 50-50. Aici am avut parte doar de doi băieți. Sper că până la sfârșitul zilei să mai apară. De ce crezi că se întâmplă așa cu băieții? Sunt mai leneși și poate le place fotbalul, cel mai probabil. Cum se pare ziua de azi? Foarte tare, minunat. De ce crezi că vin așa puțin băieți? Se joacă pe calculator toată ziua. După această încurajatoare primă ediție, organizatorii și-ar dori să mute următoarele întâlniri în aer liber. Începând de astăzi, clubul Astra Giurgiu a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2015-2016. Acestea pot fi achiziționate numai la casa de bilete din Piața Centrală sau prin internet și includ accesul la 19 meciuri din campionat, la preliminariile Europa League, la Cupa României și la Cupa Ligii. Clubul mai anunță că abonații din sezonul retur 2014-2015 au locurile rezervate până miercuri 1 iunie 2015. Prețurile la abonamentele FC Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016 sunt la peluză 90 de lei, tribuna 2 180 de lei, tribuna 1 270 de lei, la tribuna centrală 360 de lei, în zona VIP 720 de lei, la loje 1800 de lei. Prețul discount pentru copii până la 14 ani inclusiv, doar la peluză 50 de lei. Clubul mai face cunoscut că discountul de reînnoire se aplică doar pentru abonații din sezonul retur 2014-2015 și doar la casa de bilete din Piața Centrală, pe baza prezentării abonamentului vechi. De asemenea, abonamentul cu discount pentru copii se eliberează doar la casa de bilete din Piața Centrală, pe baza prezentării certificatului de naștere și a cărții de identitate. Marți, vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească, astfel că valorile termice se vor încadra în limitele normale ale acestei perioade. Cerul va fi variabil cu orări trecătoare ziua la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 30 de grade în Banat, iar cele minime între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane spre 5 grade. La Giurgiu, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei. Maximele termice vor ajunge până la 25 de grade în Mihăilești, Comana, Ghimpa și Hotarele și 27 de grade în municipiu. Vântul va sufla cu o viteză de 4 km pe oră din direcția sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 760 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 54%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 149 cm.